Bună! În acest videoclip vreau să vă arăt cum umflu și aranjez aceste Big Shiny Balls, cum se zice, sau bile din PVC, gigant, iridiscente și argintii. Chiar sunt ceva wow! Efectiv, conectez la o pompă specială. Au un orificiu care se potrivește cu supapa lor, fiecare bilă în parte, și după ce s-a întins foarte bine materialul, opresc pompa și sunteți curioși? Acestea sunt baloanele. Nu știu dacă am să folosesc și stelele explozive foca, nu știu, o să vedem. Și un să mă joc și cu puțin cu niște linkuri transparente, pentru că la aceste culori nu am linkuri. Fog, Blue Dusk. Deci nu am disponibile linguri și atunci am să bag balonul într-un link transparent și am să obțin ce-mi trebuie. Bun. Am să le umplu toate cu compresorul acesta profesional de la Foca. Bineînțeles că altfel să dureze o veșnicie. Bun. Ce mai am? Dau și cu shine. Iată trusa mea. Puțin cam dezordine. Așa. Să dau și cu shine. Dacă am nevoie am să și lipesc. Am o pompă. Și scoți și multe chestii pe aici, o să vedem ce folosim. Așa, am un cadru metalic făcut de Wood Steel Design. Ia să dăm puțin așa la o parte. Iată-l, nu știu dacă se vede așa aici. Ele trebuie legate, prinse. Am încercat mai multe feluri și concluzia, cea mai ușoară metodă de prindere a lor, este pentru pe un cadru dublu, exact cum vedeți că am eu acea poartă creată de Wood Steel Design, dublă. Dacă nu aveți cadrul acesta dublu cum am eu, atunci puteți folosi doi stâlpi. Da? Unul în față, unul în spate. Doi stâlpi. Trebuie legate, ați văzut că iau chingile alea speciale. Trebuie să legi stânga-dreapta de chingă. Pentru că dacă legi doar dintr-un punct, ele vor juca, se vor duce în spate sau în față. Înțelegeți? Deci trebuie un cadru dublu, ori ți-l formezi din doi suporți, ori ai un cadru dublu pe care lucrezi. Ei, iată cum prinzi ghirlanda de baloane de aceste mingi prin prinderea în haș, da? Un balon de modelaj de la care ai scos aerul, faci un haș în orice parte unde vrei să-ți faci prinderea și ți-ai prins ghirlanda de baloane sau ce altceva mai ai nevoie. Bun, dacă observați, am prins de cadrul acesta metalic mingile, chingile cu șoricei de plastic, da? Șoricei de aceea de plastic le-am prins din două puncte. Din moment ce l-ai legat dublu, adică și în față și în spate de chingi, deci cu șoricei, se leagă imediat, imediat, dar dacă legi doar dintr-un singur punct, îți joacă mingea pe podea. Am dat și cu shine, folosesc Cali Shine, shine-ul de la Calisan, este foarte bun și practic și iată cum am realizat acest decor într-un final. A ieșit foarte frumos. Aștept întrebările voastre legate de bile, de prinderea bilelor, de ce nelămuriri mai aveți sau de decor, de absolut ce vreți dumneavoastră, printr-un comentariu la această postare sau la acest videoclip. Vă mulțumesc mult! La revedere!